Salutare! Acum vine un video care cred că l-așteptați de mult. Astăzi voi clasamenta toate seturile Marvel care au mai rămas pentru 2021. Ăsta va fi unul mare. Seturile Eternals sunt o poveste interesantă. Dacă mai țineți minte, seturile trebuiau să apară în vara anului 2020. Dar filmul Eternals a fost împins pentru o altă dată, din cauza problemelor de acum cu omenirea. Deci au împins și seturile, au zis că apară în august 2020, după aia septembrie 2020, ianuarie 2021, august 2021 și până la urmă apar în octombrie 2021. Iar la fundul listei mele se află nava Doritos și chestia asta îmi place, mă surprinde cât de mult spațiu la interior are. Cei doi divienți inițial credeam că sunt aici pentru a umfla prețul, dar îmi place și de ei. Când am văzut primele imagini cu setul, credeam că va fi unul din acele seturi mari, gri și plictisitoare, dar cred că are suficiente variații în culoare cât să-l mențină interesant din punct de vedere vizual. Și mai e și acești divienți care adaugă și ei puțină culoare. Poate părea dubios că am pus setul ăsta la fundul listei, dar în opinia mea wave-ul ăsta nu are seturi rele. Sunt surprins de cât de bine a ieșit acest set, dar am o întrebare. Acest vehicul a apărut pentru măcar 5 secunde în filmul Endgame? Pentru că nu mi-l amintesc și nu mi-amintesc nici vreo scenă în care să își marcheze teritoriul. Construcția are un număr decent de piese și piese mari și totuși au reușit să bage 3 figurine, deci cred că are un preț bun. Fuga de Ten Rings. Ăsta e un set peste care am văzut mult hate fiind numit un set City. Și da, setul are o mașină și două motociclete. Foarte clar aș vedea un set City să facă asta. Dar construcția pentru mașină e solidă și apreciez că poate ține mai mult de o figurină. Și mai e și figurine cool, deci setul arată în regulă pentru mine. Advent calendarul de la Marvel este cel mai bun calendar de advent de anul acesta. Și este datorită unui mare motiv. Include Infinity Gauntlet-ul cu toate pietrele infinității. Puterea pe care acest set o are este incredibilă. Pe lângă asta, ai miniaturi la seturi și mereu mi-au plăcut miniaturile la seturi. Un lucru care m-a surprins e că are două construcții pentru a extinde sala armurilor. Dar încă sunt dezamăgit că anul ăsta nu am primit nicio expansiune la sala armurilor. Și mai văd și referințe la MCU, cum ar fi masa de acolo, care clar e o referință la restaurantul din Iron Man 2. Sunt sigur că pentru mulți oameni ăsta e setul lor favorit. Dar lucrul care m-a făcut să-l pun așa jos este prețul. Atunci când acest set s-a licuit pentru prima dată, zicea că va fi 370 de lei și chiar și în acea instanță credeam că este prea mult. Dar atunci când prețul oficial a arătat că este 470 de lei, nici în cele mai întunecate coșmaruri ale mele nu mă gândeam că va avea un preț atât de rău. Eu cred că trebuia să fie maxim 300. Dar ignorând asta, îmi place ce văd pentru cea mai mare parte. Duba lui Scott e ceva ce nu mă așteptam să existe în Lego și îmi place foarte mult. Baza răzbunătorilor arată bine, dar aș fi vrut să nu aibă cușca aia pentru Thanos pentru a avea mai mult detaliu la interior. Thanos nu a fost pus într-o cușcă. Literalmente a fost făcut praf. De la un set cu un preț oribil, ajungem la un set tot cu un preț oribil. Acest set este 200 de lei, ceea ce m-a făcut să mă scarpin în cap pentru că nimic la el nu arată pentru mine ca un set de 200 de lei. Nu are clasica regulă de 100 de piese pentru fiecare 50 de lei, setul nu pare să folosească piese mari, are 3 figurine și majoritatea seturilor de 150 de lei au 3 figurine, asta este practic standard. Mai mult de atât, are forma de cutie care de cel mai multe ori apare la un set de 150 de lei. Pur și simplu nicio chestie despre asta nu justifică nimic. Ăsta este un set pentru care Lego, fericit, a cerut 33% mai mult decât trebuia. Iar asta e enervant mai ales că au lucrul perfect cu care să justifice prețul. Pur și simplu elimină figurina Thanos și pune Big Fig Thanos. Totul ar fi fost iertat în acest scenariu. Dar cât despre navă, îmi place și cred că este o variantă perfectă a celei din film. Figurina Captain Marvel arată și ea bine, dar ar fi ajutat-o niște printuri pe picioare și pe brațe.
Lupta de la satul antic este setul mai bun de la Shang-Chi. După ce review-uri au apărut la el, am început să-mi placă mai puțin. Piese care cad ușor, aceleași stickere se repetă de 10 ori și pe burtă are un pin tehnic pentru a se conecta la stand. Oh, Doamne, în această imagine chiar au pus soarele special să nu se vadă acel pin tehnic. Dar încă îl consider bun, e destul de colorat și este diferit de Dragonii Ninjago. Din câte văd, mai e și 5 dintre cele 10 inele de colecționat. Arată bine și îmi place că are un stand, chiar dacă nu ai cum să-l dai jos de acolo. Robotul Eternals. Oh da, o zic de acum, articulați la genunchi. Având în vedere că au dovedit că pot să facă asta la roboți atât de mari, te face să te întrebi de ce nu o fac mai des. Dacă ne uităm la această imagine, se pare că partea de jos a picioarelor sunt piese tehnic în jurul cărora sunt piese system. Deci va avea niște picioare foarte goale, asta e păcat. Mai ai o construcție cu un Deviant. Îmi place că acești Deviant sunt în toate seturile. Infinity Gauntlet-ul a fost un set care m-a surprins. Din păcate sunt unele piese pământii în loc de aurii, dar piesele crom sunt greu de fabricat și ar fi făcut mai scump un set Lego care deja este foarte scump. Deci, eu sunt ok cu asta. Îmi place că au făcut fiecare piatră o construcție diferită, că au printat standul de acolo, au făcut până și degetele de lungimi diferite. Deci, ăsta este unul din seturile mele 18 plus preferate. Cel mai mic set de la Eternals este ceva ce trebuie să primim mai des. Anul acesta nu am primit seturi de 50 de lei care să nu fie pachete de 50 de lei sau să nu fie 4 plus, în afară de ăsta. Bine, mai este și un set Star Wars, dar ăla se vinde la prețul dublu. Dar ăsta e exact ceea ce vreau, seturi mici și respectabile din filme. Construcția de aici e solidă având în vedere calibrul, dar din câte se pare la șolduri, sunt două articulații cu bilă puse una peste alta, ceea ce e cam enervant, asta înseamnă că un picior va fi perpetu în fața celuilalt. Ar fi fost bine să fac o piesă care are un clash în ambele părți. Minifigurinele aici sunt super, o ai pe Sprite care e exclusivă și Icaris, care dacă ați văzut trailerul știți că el va fi caracterul principal. Dar de ce l-au făcut roșcat? Actorul foarte clar are părul negru, cum naiba greșește așa ceva? Ăsta e setul meu preferat Eternals, mi se pare un design unic, adică o creatură cu 6 picioare, îmi place asta. Din păcate nu are pe atât de multe articulații pe cât mi-ar fi plăcut, dar sunt destul de mulțumit. Mai pare să aibă și o tonă de piese faine și unele caractere importante, atunci când ne uităm la trailer, cel puțin. Chiar dacă mă deranjează faptul că majoritatea seturilor Infinity Saga sunt din filmul Endgame, casa lui Thor e ceva ce o să accept. Pentru că asta e ceva fantastic. Nu doar că e ceva ce nu primim prea des, dar este o reprezentare perfectă a casei lui Thor, sau cel puțin camera pe care o vedem cel mai mult în film. Îmi place cât de dezordonate și câte chestii la întâmplare are. Pare că va avea multe piese rare. Mai ai și semnul cu New Asgard, ceea ce mi s-a părut o includere amuzantă. Figurinele aici sunt geniale, în sfârșit avem o figurină cu cel mai bun caracter din trilogia lui Thor. Piesa nouă pentru cap și brațele două modate îl fac perfect. Și cea mai bună parte? Alcool! Un lucru care sper că Lego va face mai des sunt dioramele ca acesta. Și chiar și atunci când le face, este bine să le vedem că sunt pe partea mai ieftină a spectrului. Dintre toate proiectele Marvel care vor veni, Spider-Man No Way Home e preferatul meu. Drona de aici este o construcție surprinzător de solidă, îmi place cum au folosit piesa de cockpit de robot de la Nexo. Îmi place cum zona din spate vine împreună, are și portbagaj și folosește axuri tehnic negre, nu aveți idee ce fericit sunt. Îl mai ai pe Vulture în costumul de altitudine înaltă, un costum pe care nu l-am primit până acum. Este făcut din piese reciclate, dar încă cred că e reușit. Și acest Spider-Man care e doar frumos de detaliat. Și da, este confirmat că apare în film, apare în noul teaser trailer. Mai sunt aici o tonă de pânze aurii, asta sună ca o alegere scumpă din partea lui Spider-Man. Oh da, și apropo, toate astea pentru 100 de lei. Asta e o tonă de valoare pentru un set ieftin și mai ales unul cu licență.
Nava Gardienilor este un set care m-a surprins că a ajuns așa sus. Inițiala mea opinie era dezamăgire pentru că nu se detașează acea capsulă ca în setul original, dar după ce am revizionat Infinity War și ținând în minte faptul că setul încearcă să semene cu filmul cât mai mult posibil, era imposibil să facă acea capsulă prin natura prin care funcționează în film. Și da, acest set reușește perfect să captureze nava din film. După ce au început să apară review-uri la el, nu mi-a venit să cred câte flapsuri ajustabile are. Ai o tonă de opțiuni de display aici. Ba chiar include un stand. Având în vedere că au dovedit că pot să fac asta și într-un set care nu e UCS, te face să te întrebi de ce nu o fac mai des. Un mare negativ al setului este faptul că Drax și Gamora nu sunt incluși. What If este serialul meu preferat Disney Plus de până acum. Și mi-a plăcut promisiunea primului episod. Peggy Carter primind serul de super soldat în locul lui Steve Rogers, iar Steve Rogers, încă vrând să fie inclus, tatălui Tony Stark îi face acest costum. Dar culorile sunt total greșite și nu e nicio scuză pentru asta în afară de pură incompetență. Vă asigur că setul ăsta ar fost mult mai sus în listă dacă era culorile corecte. Pe lângă asta, cele mai multe detalii sunt complet corecte. Îmi place că chiar are un loc unde să pui Tesseractul. La funcții mai are niște lansatoare de proiectile care chiar le avea în serial, bine, de fapt era la o singură mână, mai are o piesă fluorescentă în piept și figurinele sunt ce trebuie. Este Captain Carter, care sunt fericit că nu e aceeași de la seria de figurine, este un stealth suit. Singura figurină care nu e nouă e Red Skull. Deci setul ăsta mi se pare mai bun decât în imaginile licuite, dar culorile îl omoară pentru mine. Sanctum Workshop este setul meu preferat de la Spider-Man No Way Home. Similar cu casa lui Thor, este o dioramă la Sanctum Sanctorum. Bine, de fapt este un subsol la Sanctum Sanctorum. Și arată destul de bine, nu știu de ce Doctor Strange are nevoie de atâtea scule, nu e de parcă are o mașină, poate că e pentru bicicleta de pe perete. În cealaltă parte e un laptop care sunt sigur că e o referință la ceva din film. Mai ai aici și câteva piese noi, cum ar fi această clepsidră sau baza de lumânări. Este aici un monstru, rămâne de văzut care va fi rolul lui în film. Minifigurile care îmi ies mie în evidență sunt Doctor Strange cu noua piesă de capă care e absolut genială și costumul lui Spider-Man din film. O, Doamne, mai țineți minte când am spus că Spider-Man de la seria de figurine e cea mai bună figurină Spider-Man din totdeauna? Ei bine, asta este foarte... foarte, foarte aproape pe locul 2. Ironmonger este setul meu preferat Infinity Saga de până acum. Ăsta este primul set Lego din primul film Iron Man. Oamenii spun că Ironmonger este mult prea mare și eu sunt perfect de acord. Cred că ar trebui să fie un set de maxim 100 de lei. Dar nu pot să fiu furios pentru că au reprezentat costumul Ironmonger aproape perfect. Evident, lipsa de articulații la genunchi și axurile roșii care se văd sunt un mare negativ în cartea mea, dar arată foarte bine, detaliul e precis cu toate armele pe care chiar le avea în film, are rotații la încheieturi și rotații la trunchi, ceea ce puțin roboți Lego au. Capul este un print, reactorul din piept este o piesă fluorescentă, iar funcția cu pistoanele e ceva tare. Uite, fix asta este chestia. Ăsta nu este un set făcut mai mare doar ca Lego să facă mai mulți bani sau ceva, ci ca să facă un produs mai de calitate. Și mai ai și figurina Iron Man Mark III, ceea ce e genial. Vă dați și voi seama că cel mai mare set Marvel al tuturor timpurilor ar împușca și el un loc înalt. Setul ăsta mă gândeam că ar fi un set plictisitor fiind o clădire înaltă și gri, dar etajele pe interior sunt destul de colorate, ai acel buggy pe lateral, acea bucată unde este spartă, baza, toate referințele, scara. Deci chiar dacă setul este cam monoton, eu cred că are destule variații în culoare și construcție. Cel mai mare negativ aici este faptul că majoritatea minifigurinelor nu au printuri pe picioare. Având în vedere mărimea și câți bani dai pe set, nu au nicio scuză pentru asta. Acum, setul meu preferat pentru absolut tot ce a mai rămas în materie de Marvel pentru anul ăsta. Setul What If Iron Man Sakaarian.
În povestea acestui episod What If este ce ar fi dacă în primul film Avengers Tony Stark nu ar fi reușit să se întoarcă prin gaura de vierme. Ei bine, ar fi aterizat pe planeta Sakaar, adică planeta din Thor Ragnarok. Și și-ar face un Hulkbuster. De acolo vine această vibrantă paletă de culori. Arată doar genial. Îmi place ce detaliu adaugă stickerele, spoilerul e integrat bine, dar nu are articulații la coate. Asta e o problemă care e ciudat să o ai. Și are axuri tehnic negre la picioare? Cum se face că Lego pune axuri negre fix în seturi în care axurile roșii nu ar fi o problemă? Nu contează, cel puțin dacă iei setul ăsta și Ironmonger-ul vei avea două axuri negre pe care să le sucești. Oh, și am menționat că se transformă într-o mașină. Oh, haide, lui Tony îi place să facă costume Iron Man și îi plac mașinile. Cum se face că nimeni nu s-a gândit până acum să pună ideile astea împreună? Iar pe lângă asta nu este unul din acele seturi 2 în 1. Nu trebuie să-l dezmembrezi și să-l asamblezi la loc ca să-l faci mașină, ci chiar se transformă în adevăratul sens al cuvântului. Nici la figurine nu o duce prea rău, pentru că îl are pe The Watcher, ceea ce este un caracter foarte important pentru seria What If, pentru că el este naratorul seriei, este singurul caracter pe care îl vedem în fiecare episod. Valkyrie este un caracter care mă miră că Lego l-a făcut, pentru că toată ideea la ea e faptul că e beată tot timpul. Mine. Dar bănuiesc că nu ar trebui să fiu surprins după galonul de bere de la casa lui Thor. Și îl mai ai pe Tony Stark în tricoul pe care chiar l-a purtat în primul film Iron Man. Deci, ăsta e un set care nu doar că aduce la viață una din conceptele mele preferate, dar tot aduce unele din chestiile mele preferate din MCU în serialul meu preferat Marvel Disney Plus, cu o construcție aproape fără probleme. Iar asta face setul ăsta cel mai bun.